Nu prea arătați a bucuroși, așa. Vreau să ne fixăm bine în minte un lucru în dimineața asta. Sărbătoarea nașterii Domnului este, în primul rând, o sărbătoare a bucuriei. Când îngerul a adus vestea aceasta păstorilor, au spus așa: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Și asta este vestea asta, este un motiv de mare, mare, mare bucurie. De-abia au așteptat păstorii să închidă convorbirea, îngerul să meargă să vadă exact despre ce-i vorba. S-au dus în grabă când s-a închis cerul și s-a încheiat cântarea îngerilor. Au plecat în mare grabă să vadă, e așa sau nu e așa. Deși le dăduse un semn, ăsta e semnul. Acum știți pentru cine este semnul? Semnele și atunci și acum sunt pentru oamenii care cred un pic mai puțin, mai îndoielnici. Vreau să deschidem despre textul ăsta din Luca 2, despre care discutăm. Vreau să deschidem un pic la Isaia capitolul 7, că acolo își are rădăcina, la Isaia capitolul 7. Deschideți cu mine împreună Biblia. Mai încad fițuici de pe aici, hârtii. Și acum, dacă am deschis Biblia la Isaia 7, citim acolo despre împăratul Ahaz. Împăratul Ahaz și cu Isaia, exact ca și noi astăzi se întrebau așa, oare împreună cu poporul, dacă citim în 7 cu 2, spune așa acolo Isaia: inima împăratului și a poporului așa de tare bătea, precum într-o zi când bate vântul, se clatină copacii din pădure. Erau într-o temere și într-o groază fantastică că vin sirienii și vine Israelul și cucerește Iuda și Ierusalimul. Și spune așa Isaia, vreau să citim câteva versete de acolo. Versetul 5. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta. Îi spune Domnul prin Isaia lui Ahaz. Versetul 4. Ia seama și să fii liniștit. Nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciune. Veneau două popoare să-i cucerească. Mesajul lui Dumnezeu în dimineața aceasta pentru mine și pentru tine este: nu te teme de nimic, nu te teme că cineva vorbește rău împotriva ta, nu te teme că oamenii te urmăresc, nu te teme ce vezi în jurul tău. Știi ce fă în această dimineață? Păstorilor le-a spus: nu vă temeți, vă aduc o veste bună, care va fi o mare, mare bucurie pentru tot poporul, pentru toată. Vi s-a născut Mântuitor, vi s-a dat omenirii un salvator ca să trăiți fără de povara păcatelor. Glorie lui Dumnezeu! Vreau să vedem un pic, puțin, 2-3 minute, despre semnul acesta, despre Iisus care avea să fie născut, pe care îl profețește Isaia. În versetul 11 spune așa: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Cere fie în locurile de jos, fie în locurile de sus.
Și Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Asta era întrebarea lui. Mai este Dumnezeu cu noi? Datorită multor păcate și a îndepărtării lor de Dumnezeu, de acum le tremura inima înaintea și tremurau cu toții înaintea dușmanilor. Și se întrebau mereu și mereu, mai este Dumnezeu cu noi? O mai fi, nu o mai fi? Să mergem la luptă, să nu mergem? Să le ținem piept, să nu le ținem piept? Și Dumnezeu le spune prin Isaia, nu vă temeți. Chiar dacă și-au făcut planuri, chiar dacă vă urmăresc, chiar dacă îi vedeți că sunt jos la poalele zidului cetății voastre, nu vă temeți că asta nu se va întâmpla. Nu acum vă dau pe mână lor. Zice în capitolul 7, după 65 de ani, Efraimul se va schimba și Iuda va cădea. Dar ascultați-mă bine, ce i-a ținut pe ei în picioare? Ce le spune Dumnezeu că îi ține pe ei în picioare este credința lor. Cheia în tot capitolul ăsta este versetul 9. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Pentru asta vreau să ne rugăm în rugăciunea aceasta. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de atâta credință cât să mă țină în picioare lângă Tine. Pentru că undeva pe drum, ei și-au pierdut credința israeliții. Locuitorii Ierusalimului nu mai credeau că Dumnezeu este cu ei, că asta era întrebarea lor, mai este Dumnezeu cu noi sau nu? Și atunci Isaia îi spune, cere de la Domnul un semn. Că de acum credință nu mai ai, nu mai poți să mergi prin credință, mergi prin ce vezi, că semnele se văd și atunci măcar urmărește semnele ca să te ghidezi bine. Că așa suntem și noi. Cerem semne când a dispărut credința. Și atunci nu mai putem trăi prin lucrurile care nu se văd, dar care există și atunci cerem semne. Și atunci Ahaz îi spune nu. Destul eu și neamul meu am păcătuit și nu mai vreau să-l ispitesc. Că dacă citiți versetul următor, zice Dumnezeu, nu destul obosiți cu necredința voastră, răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe-a mea? Și spun, uitați-vă ce alegere face Dumnezeu. Dumnezeu spune, ok, nu vrei să ceri niciun semn, nu-i nimic, îți dau eu semn. Îți dau eu semn pe care tu nu-l ceri, pe care omenirea nu-l vrea, dar pe care bunătatea mea de Dumnezeu ți-l dă. Și semnul ăsta știți care este? Știți care este semnul? Emanuel este semnul. Și semnul acesta este că asta este calea, metoda prin care Dumnezeu dă semnul. Și fecioara va rămânea însărcinată. Asta e o metodă divină de a lucra. Haideți să citim acolo, 7 cu 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Adică nu-l cere nimeni, nu și-l dorește. E alegerea lui Dumnezeu să-ți dea un semn, că credință nu mai este. Deși îi spune mai devreme, dacă nu veți crede, nu veți sta în picioare. Veți sta în picioare doar datorită credinței voastre. Nu mai este credință, zice Dumnezeu, nu-i nimic. Vă scot eu și dacă nu mai este credință, dar trebuie să urmăriți semnul. Pentru că semnul ăsta înseamnă garanția că Dumnezeu este cu noi. Semnul ăsta era Emanuel, era pruncul din Iesle. Uitați-vă, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioarea va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Și acum se arată din nou la păstori și le spune păstorilor, ăsta e semnul, acum, astăzi se naște. Și uitați-vă care e semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi pruncul înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Dar vreau să știm că în momentul în care
ne-am depărtat de El și credința a scăzut. Dumnezeu ne dă garanția semnului lui Iisus Hristos că El este cu noi în încercări. Glorie lui Dumnezeu! Vreau acum să ne ridicăm pe picioare și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, așează în mine acea fărâmă de credință, acea doză de credință care să mă țină în picioare. Și chiar dacă credința mea e așa de mică încât nu mai pot să cred nimic prin tot ce trec, prin tot ce simt, prin lumea asta, prin încercările ultimelor zile prin care trăim, prin care trecem. Doamne, vreau măcar în inima mea și în gândul meu să mă conștientizez de semnul acesta. De semnul acesta, Emanuel. Pune în mine credința aia mică, credința aia mare care să mă țină în picioare, credința aia adâncă în tine, de care nu mă clatină și nu mă dărâmă nimic. Și fă ca semnul acesta să apară din nou pe cer, să apară din nou în viața mea. Semnul acesta, Iisus, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ne rugăm cu toți.